Cea de-a 21-a ediție a campionatului europene de karate tradițional a transformat Galațiul la finalul săptămânii trecute în polul artelor marțiale din Europa. Sportivii gălățeni și-au tras partea leului și-au cucerit numai puțin de 81 de medalii. Karate Club Galați și-a trecut în palmares 13 medalii de aur, Meikyo a cucerit 12 astfel de medalii, iar Kodo s-a mulțumit cu 7 locuri întâi. Singurul gălățean medaliat la senior a fost Mihai Tâmpeanu, care a rucat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului. Chiar dacă întrecerile au fost adresate inițiaților, competiția găzduită de Sala Sporturilor Dunărea poate fi considerată un succes. Faptul că Galațiul a găzduit o asemenea competiție nu poate fi decât un lucru pozitiv.